Știi cum sunt acele lucruri simple pe care mai întâi le vezi, apoi îți intră încet în suflet, îți încălzesc inima și fără să-ți dai seama, ai deja un zâmbet mare pe față, ba uneori și ochii plini de lacrimi. Ei, asta e ce fac eu. Da, teoretic, aduc cărți, dulciuri și flori, dar de fapt aduc explozii de emoții. Le fac cu mâna mea, din ingrediente pe care le aleg eu însemi. Iar rețeta e mereu scrisă din cărți, dulciuri și flori. Totul începe cu persoana care va primi cadoul. Îmi fac un fel de portret în minte și în suflet. Apoi, încep să pun la oaltă un buchet de senzații. Cum? Îi aleg florile, îi pregătesc prăjitura, îi aleg și personalizez cartea. Și pentru că nicio persoană nu seamănă cu cealaltă, niciun cadou nu seamănă unul cu celălalt. Sunt unice. Ce mă inspiră? Mă inspiră sentimentele și schimbarea. Tot ce își schimbă culoarea mi se pare magic. Anotimpurile, marea, natura. Mă inspiră nu cărțile în sine, cât tot acel haos de idei care ți se naște în timp ce înțelegi și simți o carte. Știi, la final, când totul e gata, adeseori fac eu livrarea. Iubesc să văd reacțiile oamenilor. Când fac asta, mă simt precum un colecționar de emoții. Îmi place să văd și să simt oamenii. Oamenii cu tot ce au ei mai frumos, tumultos, curajos, trăirile lor, intense, clare, diverse, uneori chiar nebunești. Oamenii vin spre mine pentru că văd imaginile pe care le postez și care sunt frumoase, pentru că sunt momentele cele care sunt pozate acolo, de fapt. În perspectiva mea, acestea sunt marile secrete ale micilor bucurii. Să strângi fiecare jumătate plină a paharului și să o savurezi, să creezi, să oferi, să iubești și să mulțumești. Sunt Ioana Uretu și asta e viziunea mea.